Bine v-am regăsit la un nou episod de Vin și Gust. Ne aflăm împreună la prietenii noștri de la Complex Serăstrău, pe malul lacului, într-un cadru idilic. Vremea este minunată, natura grozavă. Ne simțim ca în vacanță. Dacă toți suntem în vacanță, zic să ne bucurăm de un pahar cu vin bun. Am ales astăzi Owner's Choice Maria Fetească Albă, 2020. Noroc! Noroc! Ce aromat este! Așa este, este un vin excepțional. Dar spunem pentru ce atâta desfășurare de forțe? Văd o mulțime de lucruri pe masă. Astăzi o să gătim, dacă toți suntem în vacanță, midi cu sos de roșii și vom folosi și vinul nostru. Super! Și presupun că o să mă pui la treabă, nu? Normal! La munca de jos, cred. Dacă nu mă pui să curăț ceapă, să mă vezi plângând, cu siguranță o să mă pui să curăț midi sau nu? Da! O să curăț tu midi, le plâng eu. Azi plâng eu. În regulă. Ceapa e la mine. Care ar fi primul pas? Ce trebuie să facem întâi? Foarte greu. Trebuie să topim untul. Mă gândeam eu. Presupun că o să călim ceapa. Da, călim ceapa împreună cu usturoiul. O să vezi câte arome. Abia aștept. Ia ascultă. Ăsta e sunetul care îmi place. S-au călit? Ia da. Să-mi bag nasul. Hai. Sucul de roșii. E, voilà. Vin. Sare și piper. Gata. Executare. Și midile, că nu le-ai curățat degeaba. Și acum punem capacul, nu-i așa? Hai să pun un pic de pătrunjel. Pune capacul să se înnăbușe și să împrietenească toate aromele. Acest vin face parte din gama de vinuri super premium Owner's Choice, vinuri recomandate chiar de către proprietarul Jidvei, domnul Claudiu Necșulescu, vinuri care exprimă foarte bine tipicitatea terroarului Podgorii Târnave. Ba mai mult decât atât, ca o garanție în plus a calității, aceste vinuri poartă numele fiicelor proprietarului, Ana și Maria. Îmi aduc aminte când am fost la Castel și Neluțu ne-a povestit despre vinul din aceeași gamă, Ana Sauvignon Blanc. Îmi amintesc. Și spunea ceva despre legătura dintre om, viță de vie și locul în care este. Așa este. E foarte important acest aspect. Uite, de exemplu, Maria Fetească Albă este făcută din strugurii care provin de pe parcelele cele mai speciale, ca să spun așa, cu expoziție sudică, strugurii sunt culeși manual și toate aceste detalii fac ca acest vin să fie într-adevăr unul grozav. Sper să nu mă înșel, dar eu simt ceva flori de salcâm. Așa este. Arome suave, fine, catifelate de flori albe de salcâm, citrice, se simt foarte bine notele acestea de pomelo, de grapefruit. Pere? Așa este. Mere, pere, sunt arome proaspete, arome suave care încântă de fiecare dată prin finețea lor. Nu întâmplător am ales astăzi acest vin, Maria Fetească Albă, pentru că se asociază de minune cu preparatul pregătit de tine astăzi, Alina. Cum așa? Lasă-mă să-ți explic. Gustul delicat al midiilor se completează excelent cu textura catifelată a acestui vin. De asemenea, aciditatea din sosul de tomate este echilibrată cu prospețimea vinului, iar notele ierboase sunt completate excelent de pătrunjelul adăugat. Hai că mi-ai făcut poftă! Ce bine miroase, abia aștept să mâncăm! Ia zi, ție ți-e poftă? Mi-e poftă, mi-e de-a dreptul foame! Este un preparat super simplu, delicios, plin de vin și gust. Puteți să-l încercați și voi! Până data viitoare, nu uitați! Like, love, subscribe! Pa, pa!